credincioșii bucureșteni s-au rugat în ultima zi a anului 2020 împreună cu preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În contextul prelungirii stării de alertă, slujba de binecuvântare a noului an a fost oficiată la Catedrala Patriarhală, joi, după slujba vecerniei și a fost transmisă de Trinitas TV la ora 23:30. Întâi stătătorul bisericii noastre a săvârșit slujba catistului Mântuitorului Iisus Hristos. De asemenea, au fost rostite și rugăciuni de mulțumire pentru anul încheiat și rugăciuni de binecuvântare pentru noul an. La finalul slujbei, preafericirea sa a explicat de ce slujba nu a mai fost oficiată la miezul nopții trecerii dintre ani. În Biserica Ortodoxă, sfintele slujbe sunt momente de sfințire a timpului, precum și izvor de bucurie și pace, de lumină și speranță în lupta noastră cu greutățile vieții. Anul acesta, sfintele sărbători ale nașterii Domnului, anului nou și botezului Domnului, sunt prăznuite într-o atmosferă mai dificilă din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus. Din acest motiv, în seara aceasta am oficiat slujba ce se săvârșește în noaptea trecerii dintre ani, imediat după vecernie și nu la miezul nopții, pentru ca toți să putem ajunge acasă până la ora 23, respectând astfel recomandările autorităților. Ne aflăm într-o perioadă mai tristă, când o mulțime de oameni suferă de teama provocată de actuala pandemie. Teama de îmbolnăvire, teama de moarte, teama de schimbare a vieții sociale. Însă comuniunea în rugăciune, pacea sufletului, bunătatea inimii și cooperarea în fapte bune pot face minuni, transformând teama în curaj și speranță. Pentru creștini, locul cel mai potrivit pentru petrecerea anului vechi și întâmpinarea anului nou este Biserica lui Hristos, a spus Părintele Patriarh Daniel. Pentru creștini, locul cel mai potrivit pentru petrecerea anului vechi și întâmpinarea anului nou este Biserica lui Hristos, aceasta fiind spațiul de întâlnire a timpului cu veșnicia, așa cum ele s-au întâlnit mai întâi în persoana Fiului Veșnic al lui Dumnezeu, care s-a făcut om și s-a născut în Betleem la plinirea vremii, pentru a dărui oamenilor înfierea prin har și viața eternă cerească. Anul nou în care intrăm este un dar nou de viață, pe care îl primim de la Dumnezeu spre mântuirea noastră, adică spre cultivarea comuniunii cu El prin rugăciune și fapte bune. De aceea, acum la cumpăna dintre ani, trebuie să ne gândim și mai mult la modul folosirii timpului vieții noastre ca timp binecuvântat de Dumnezeu. Prin urmare, Biserica ne îndeamnă să privim cu încredere și speranță, dar și cu responsabilitate fiecare clipă a vieții prezente. Credincioșii prezenți la slujbă au primit din partea preafericitului părinte patriarh Daniel un calendar creștin-ortodox și o icoană cu chipul Mântuitorului Hristos.